S-a făcut ora 8, abia acum mi s-a făcut puțină foame. Hai să vedem cine a pregătit. Șef, mami. Hei, ce mi-ai pregătit? De care? În tuci? Master Chef Mami. Ia să vedem. Trebuie să aprind blițul. Da, uite, asta are puține calorii. Fasolea asta verde. Sper că n-ai pus ulei mult. Cât? Ce înseamnă puțin? Puțin, ca să pot să pălesc un pic cu... 50 de mililitri? Pulpele. Și-a mai lăsat de lapul, pe mamă. De la pielea, de la pielea grăsime. Da. Lasă, că mă duc ei fără grăsime tu de acolo. Și mănânc și fără pâine. Și o să mai trească să mănânc și multe roșii. Facem o salată. Ia uitați, fraților, cât am mâncat în weekend. Am mâncat și cârnați din ăștia, o grămadă. Am mâncat o grămadă de pâine, am băut vreo 2 litri jumate de cola zero, mai am o sticlă de 2 litri jumate de Fanta zero de lămâie. Astăzi am făcut aprovizionarea cu muș din ăsta slab, cu brânză cottage. Avem aici pepene, o să luăm după aia sus să mâncăm. De ce astăzi am rezistat foarte bine până la ora asta și pot să vă spun că nu mi-este foarte foame, pentru că am mâncat foarte mult ieri și am mâncat foarte târziu, noapte adică. Astăzi nu am avut foame absolut deloc, am avut 3 antrenamente super șmechere, super grele, de fapt nu toate grele, plimbatul prin Zăvoina a fost așa greu. Am observat că de săptămâna trecută că am început să ador foarte târziu, pe la ora 5.30-6 dimineață și vreau să mănânc tot așa mai târziu pentru că mi se face foarte foame spre dimineață. O să mănânc probabil vreo 2-3 mese seara asta, noaptea asta, să vi le arăt bineînțeles pe toate și să ne încadrăm undeva între 1500 de calorii, așa mă gândesc, pentru că am mâncat foarte mult, cred că astăzi puteam să nu mănânc nimic. Dar nu este bine pentru că se pierde masa musculară. Trebuie să băgăm aici două bucăți de carne de pui, tras din ăsta așa, frumos. Am mâncat decât aeranul ăla, are și el ceva proteine, a avut decât 100 de calorii. Și cam așa arată și masa mea, cred că sunt undeva la 500 de calorii aici. Am pus două bucăți de pui, fără piele, am ales să nu iau cu ulei de deasupra. Deci avem proteină foarte bună, avem legume din astea la fel foarte bune, fasolea asta verde și avem și roșiile, la fel foarte puține calorii. Ia uitați, fraților, erau și două pieliți, ne-am scos de aici pentru că nu vreau grăsimi. Săptămâna asta nu am nevoie de grăsimi, pentru că am mâncat ieri o grămadă de lucruri grase, am mâncat și cașcaval și cărnați, v-am zis, și nu am nevoie de grăsimi săptămâna aceasta. O să rezistăm bine, cred eu. Mie îmi place foarte mult mâncarea gătită și mă bucur foarte mult că avem o mâncare gătită proaspăt făcută acum, caldă. E foarte bună, am mâncat din ea, am gustat, e super, super bună. Chiar mă gândeam în seara asta, dacă n-am făcut mai nimic de mâncare, eu ce o să mănânc? Mă gândeam să-mi fac o shawarma din aia, un rol din acela cu... să-mi pun un nou așa, să-mi-l prepar, să mai adaug niște muș filet, niște cașcaval, osana, niște roșii lângă, dar prefer mult mai mult mâncarea gătită, este mult, mult mai bună, îmi place mult mai mult. Lucrurile acelea care mi le cumpăr de la Lidl și mi le prepar foarte repede, în 2-3 minute, sunt un compromis atunci când nu am mâncare gătită.